să nu pot bea o candeaua, să nu pot să-mi strâng în brațul băiatul. Așa nu. Că nu mă pot chinui, nu mă pot spala, nu pot mânca, nu mă pot scărpina. Singur, vă dați seama, nu-i mai viață. A fost o veste incredibilă. A fost un lucru incredibil pentru mine. A rămas blocat în fața televizorului, mă uitam. Eram cu copilul meu. Și am aflat că cineva, o persoană, un domn anume, sau o doamnă, sau o persoană, un om al lui Dumnezeu, a avut bunăvoința sufletească și toți cei care au avut bunăvoința sufletească ca să mă ajute să pot să cât de cât să reușesc să mă descurc și eu ca un om normal. Am muncit toată viața, am lucrat, nu m-am dat în lături, dar acum am ajuns și eu la mâna oamenilor de bună credință ca să mă ajute un pic să mă pot descurca și eu. Așa am plâns am avut o stare incredibilă. Am plâns ca un copil nou născut. Asta a fost. Am plâns. Nu-mi venea să cred ce se întâmplă. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care l-au ajutat pe tata și mai ales domnului Mihai Gâdea, care l-a ajutat într-un mod extraordinar. Vreau să mulțumesc oamenilor care îl ajută în continuare pe tata și mai ales domnului care va achiziționa protezele de care necesită tatăl meu. Vă mulțumesc frumos tuturor celor care îl ajutați pe tatăl meu. Mulțumesc! Ai de mine, dacă îi văd să bea apă singur, să iei lingura în mână singur, pot să mor pe urmă. De ce? Da. Vă bucurați de băiatul meu tare. Da, m-am bucurat până la 40 de ani, dar acum, vedeți? Crești de la 2 kg și la 40 de ani să ajungă în stadiul ăsta. Nu, plânge bine. Nu plânge. Vă mulțumesc tuturor. Îi mulțumesc Domnului care au avut amabilitatea, sufletul, bunăvoința să facă gestul ăsta. Este incredibil, un domn extraordinar. Îi mulțumesc din suflet, să-i dea Dumnezeu sănătate, Dumnezeu să-l binecuvinteze pe toată lumea, pe toți cei care m-au ajutat. Eu stau cu mâncare mare, așa de la jumătate. Vă mulțumesc. Pentru prima dată, după un an de zile, plâng oamenii aceștia, dar lacrimile lor sunt diferite.